iar n-a lovit cu toate forțele în ultimele 48 de ore, chiar și în orașul nostru. Astfel ne-am trezit deodată în mijlocul unui viscul teribil, cu ploi intense, apoi cu ninsori abundente. În numai câteva ore, temperaturile au scăzut de la 6-7 grade Celsius la -4, -5, ploaia transformându-se rapid în gheață. Dacă ploaia nu a făcut probleme în cursul zilei de sâmbătă, duminică dimineață, situația s-a înrăutățit dramatic. Meteorologii au anunțat cod portocaliu de viscol pentru tot sud-estul țării și județul Constanța, așa că toate autoritățile au intrat în alertă. Deci până în momentul de față, datorită condițiilor meteo, nu am fost solicitați, întrucât din ce se vede în oraș, firmele de zăpezire și-au făcut cât de cât treaba. Bineînțeles, în limita posibilităților oferite de vreme, pentru că deocamdată încă vremea e visculită, este în continuare se depun cantități de zăpadă și, pe de o parte, activitatea drumarilor este puțin îngreunată de această situație. Până unde față nu am fost solicitați, întrucât nu au fost cazul de cădere abundentă de zăpadă în zonă. Inclusiv ținem legătura cu toate administrațiile locale până la granița de sud, la localitatea Băneasa. De asemenea, și acolo drumurile sunt practicabile și nu am fost solicitați. La Megidia, străzile și trotuarele au fost acoperite de un strat de gheață peste care s-a așezat rapid și unul de zăpadă. Însă autoritățile abilitate să intervină în situații de urgență sunt pregătite să răspundă solicitărilor cetățenilor. De fiecare dată când la nivel județean, local sau național se fac anumite alerte și diferite coduri de către meteorologi și în județul Constanța, de fiecare dată se constituie un comandament de iarnă, din care bineînțeles că fac parte și autoritățile locale din Medgidie. În cadrul acestor autorități, bineînțeles că și poliția are rolul ei bine determinat, care participă împreună cu celelalte în același sistem integrat pentru a asigura o afluență a traficului rutier și de eliminarea tuturor acestor probleme cauzate de viscol în principal. Încă de sâmbătă seara s-a intrat în această situație deosebită în care s-a anunțat și s-au emis cele două coduri galbene și apoi portocalii. Chiar dacă în zona noastră nu s-au desfășurat mari activități pentru că situația nu o impunea, totuși polițiștii în fiecare seară și în fiecare zi au desfășurat activități pentru a monitoriza starea drumurilor, pentru a monitoriza problemele cetățenilor din toate cartierele sale și a celor două localități, Valea Dacilor și Remus Oprean, în care situațiile de obicei sunt mai dificile. Începând cu noaptea de aseară și până în acest moment, echipajele ale Poliției Rutiere Medgidia, dar și ofițeri și agenți din cadrul Biroului de Ordine Publică, patrulează pe străzile de Medgidia, în cartierele marginale ale acestuia și în toate zonele unde știm că sunt probleme din punct de vedere al oamenilor care sunt atât oameni ai străzii, cât și bătrânii izolați sau care locuiesc singuri. Se deplasează la locuințele acestora, unde împreună cu aceștia desfășoară unele activități care să îi facă pe aceștia să aibă încredere că pot depăși această perioadă. De asemenea, ajutăm poliția locală și primăria în vederea strângerii, pentru că una din condițiile acestor misiuni este și strângerea oamenilor străzii de pe stradă și ducerea lor într-un loc sigur în care li se asigură un ceai și ceva de mâncare, probabil cald, tocmai pentru a nu se crea astfel de dificultăți în această problemă. În continuare, poliția din Medgidia va fi atât pe străzi din punct de vedere rutier, dar cât și din punct de vedere a ordinii publice pentru deservirea populației, pentru că nu s-a înregistrat pe raza municipiului Medgidia probleme de natură care să ducă la destabilizarea climatului de ordine și siguranță publică. Și pompierii din cadrul detașamentului din Medgidia, din subordinea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, sunt pregătiți să intervină în situații în cazul unor evenimente neplăcute și chiar să participe la dezăpezire dacă li se va cere ajutorul.